iar contracandidații sunt de acord să plătească din propriul buzunar sondajul. Până la urmă, toți cei cinci și-au exprimat o opțiune personală. Da, trebuie să și-o asume din toate punctele de vedere, și material și moral, da? Dar suma avansată de 8.000 de euro nu cred că este una reală. Va fi o sumă mai mică, pe care eu, unul, mi-o asum a contribui în procentul care îmi revine. Sondajul cel mai important va fi făcut pentru Târgu Jiu, pentru municipalitate, pentru primăria municipiului Târgu Jiu, dar cred că și pentru eventualii candidați la Consiliul Județean și Consiliul Local. Pentru localitățile din județul Gorj, cred că vom folosi și o resursă internă și, în primul rând, organizațiile de tinere. Dan Vâlceanu a dat de înțeles că nu se va pune problema de bani din partea contracandidaților. E adevărat că ei vor plăti? Vor plăti toți, și partidul, și ei. În aceste condiții pot să fac pariu de acum că cel puțin unul dintre cei cinci se va retrage. E vorba de plăti. E o altă discuție. Dacă se va retrage, se va retrage. Asta e, sondajul merge înainte. Eu sper să nu se retragă, pentru că până la urmă, na, s-au implicat în chestiunea asta. Păi stați puțin, dar condiționați chestiunea asta? Nu. Dacă unul, să spunem, zice, nu am bani. Nu, stați puțin, nu. Dar nici nu poți să vrei să fii candidat și nici măcar... Să participi la tur de ceilalți la sondaj. Poate sunt oameni care intră în politică, da, pentru că vor să intre în politică, dar nu fiind cu geamantanele de bani. Nici nu le cerem lucrul ăsta. Pentru că se știe, cei fără bani nu intră în politică. Credeți-mă, nu poți să vrei să candezi la primăria Târgu Jiu, atunci trebuie să-ți, alegi, da, până la urmă, alți susținători. Dar tot trebuie să-ți faci campanie. Campania costă. Campania o face partidul. Campania o face partidul din banii cui? Din banii membrilor, nu? Ai membrilor, sigur. Corect, nu? Dar tu nu contribui cu nimic, că tu n-ai. Vi se pare corect? Nu toți cei cinci au aflat că trebuie să scoată banii din buzunar. Doar atâta spun că este un postulat. Este o afirmație nejustificată. Și vor fi șanse egale pentru toți cei cinci candidați pentru o candidatură la primăria Târgu Jiu. Iar orice afirmații pe marginea avantajării sau dezavantajării uneia sau alteia persoană dintre noi nu face altceva decât să facă rău competiției sau urmărește alte scopuri ascunse de care eu nu am cunoștință. În maximum o lună, PNL va publica și rezultatele acestui sondaj. Cinci liberali și-au exprimat dorința de a intra în sondajul pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Marcel Romanescu, Eduard Berca, deputatul Niculina Mocioi, Victor Banța și Nicolae Bobu trebuie să contribuie acum cu bani. Se vehiculează că acest sondaj ar costa între 6.000 și 8.000 de euro.